Îl avem pe omul cu magia alături de noi astăzi, Cristian Pestrițu! Este vorba, vreau să ne arăți ceva ce n-am mai văzut Parisul. Hai să încercăm. În primul rând, pot să-i dau ăsta, uite, să-l țin aici. De fapt, hai să-l lăsăm aici, că vede camera aici. Deci ăsta lăsăm aici pe masă? E o cutie, să o vadă toată lumea de la început până la final. Nu umblăm la ea, că n-are rost. Îmi plac băieții ăștia. Da. Fac foarte multe lucruri numai cu negru și laptopul negru și cutii de cafea negru. Exact. Bun, și acum întrebare. De exemplu, nu știu dacă fac, mulți dintre voi faceți asta. De exemplu, eu am portofel. Da. Mă rog, nu așa pachetată, dar am o bancnotă specială pentru mine. Asta e prima bancnotă, mă rog, primii bani făcuți din magic, din magie, da? Un euro, un dolar. Un dolar, da. Așa au venit mai mulți într-un plic, mă rog, așa a fost un cec, dar ăsta e primul simbolic, l-am păstrat eu și l-am mereu cu mine. Tu faci așa ceva? Da, nu. No. Bun, asta o putem folosi acum sau dacă mai are cineva ceva... Cine? Ce? Stai că am auzit. Tot de un dolar ai? Îl țin așa, Lucky, bagnota norocoasă. Da. A, n-am pe bune, mă, ia. Și tu ai? Am, da, da. Cu tot de un dolar? Da, o jumătate de dolar, dar în portofel și portofel. A, deci ai uite, fii atent! Ok, nu știu dacă vedeți acolo. Îl păstrez al cincilea portofel. Bun, hai să facem așa. Vrei să-l folosim pe al Nicolina? Nu. nu-l ating, îl ții doar tu, da? Oricum nu avem voie să ne așa, dar îl ții tu acolo. E perfect? Ok. Bun, hai să facem așa. Atunci hai să lăsăm pe ăsta, nu contează. Da. E funny că are tot un dolar, mi se pare amuzant că nimeni n-are lei. Dar nu știam, uite și Ciuca are, ce tu ce ai? Eu am jumătate de dolar. Uite, alt coleg, mai are și el. Mai ai și tu acolo? Da, asta e un obicei. De asta zic. Bune, ai un dolar? Uite-l, mă, are... Uite, ok, vezi? Deci mai toată lumea... Uite, stai să arătăm acolo, haide să vedem. Nu, las că l-am și eu. Nu, uite, arată-l. Arată-l la cameră. Poți să-l arăți la cameră. Arată-l la cameră. Ah, ok. Deci eu-l văd aici. E un dolar. Bun. Ideea următoare, o să las și asta aici ca să nu ți-l dau, să nu avem interacțiune prea multă, dar vreau să vezi ce o să las așa în cazul în care e prea deschis. Deci poți să le arunci celor de acasă? Da, e vorba. Calculator. Deschizi telefonul pe calculator, da? E folia privacy și nu se vede prea bine, dar e perfect, se vede pentru toată lumea, da? Da. Bun. Și acum o să facem un felul următor. Vreau să te gândești la o dată, la ziua de naștere a cuiva drag. Ție, nu contează cui, dar poți să spui cu voce tare doar ziua. 25, 13, pe cât e, nu contează. Sau 7, sau nu contează. 10. 10. Bun. O să tastez 10 ca să nu, da? Bun, înmulțit. Vreau să te gândești acum la ultimele două cifre dintr-un an al cuiva tot așa drag pentru tine, da? De exemplu, dacă este 189, doar 89, da? Te mă gândesc acum. Da, te rog. Simt, mă, Raciuga, m-a ajuns tu, nu, a? Ultimele două cifre dintr-un an? Da, dintr-un an. Uite, pe poți să spui. Sau, te gândi? Zic, hai să zicem, nu știu, 80. 80? Bun. Mulțumesc. Nicoloine, dacă tot folosim, zi-mi și mie, te rog, un număr random din două cifre, primul care îți vine în cap. Orice da, număr? Da, dar să nu fie, de exemplu, 7-7, că mai toată lumea se gândește și așa, să fie ceva diferit, să fie ceva greu. Din 9, două cifre. 9-5. 9-5? Da. Bun. Deci tu ai făcut 8, nu? Da, înmulțim. Le mulțești mereu. Exact. Și acum vreau să 7, spui... 7-6.000, da. Vreau să spui... Să te gândești la o oră anume. De exemplu, știu că ai... Ora 15, când începe noi emisiunea. Da, 3. Vrei să fie fix sau vrei să adaugi câteva minute? Sau... Nu, 15 fix. Da? Bun, 15. Mulțumim cum ești. Mă rog. Și o să ai aici mai mult un rezultat imens, da? Hai să-l vadă și camera. Nu știu dacă se vede. Ați mulțit ce ați vrut voi. Mamă, stai așa. Așa, bun. Da, tu ai mulțit cu 1500, nu? Ora 15. Da, păi 1500. Ora militară, practic, e 1500 când o transmiți. Da. Și vine 15.00, n-avem puncte, am pus 1500, care e ora 3. Perfect. Da? Are sens. Bun. Ați făcut un număr. Da. 90 de milioane. Mă rog, contează mai puțin. Ideea următoare, ați mulțit cât de cât lucruri personale pentru voi. Da. Nicolaina? Da. Fiecare bancnotă e unică în felul ei printr-o serie. Da? Dacă ai litere pe ea, ignoră-le și citește doar seria numerică, doar numerele, te rog. Dacă nici nu știu unde e serie, ce serie? Nu te grăbi, stai liniștit. Când vrei tu, citește cu voce tare. Asta cu verde are două, dați la fel. Păi, alea, aia. Citește aia cu bun față? Fără, deci, da, aia, dar fără litere, doar cifrele, te rog. Doar cifrele. 9, 0, da? 5, 2, da? 2, 8, 7, 5. Și uite-te pe cameră acum. Mai citește o dată. 9, 0, 5, 2, 2, 8, 7, 5. Uite, asta. Ați mulțit ce ați vrut voi, da? Păi, stai, ia arată cum. Ce să mai rămâie fix ce e pe calculator aici? Deci ați mulțit ce ați vrut voi.
Și încă ceva, în cutia aia, dăm voie puțin. În cutia aia e un obiect, te rog să deschizi. Ce ora e de curiosare? Ai zis 3, nu? Da, n-ai vrut să te răzgândești. Am zis ora 3 când începe. Și e clar că am mai făcut asta în miliardul, nu mai e nevoie să spune că nu ne-am vorbit sau ceva. Da, 100% asta. Desfă, te rog, cutia și vezi la ce oră. Uite, băi, ce este ceas. Ora 3. Hai să-l vadă și camera. Pe știi, dacă ziceam 31 sfert, era 31 sfert? Nu mai ai așa trucul, da, așa? Vezi dacă e un ceas pe bună și... Arată-l, ține-l așa, dacă vrei să-l vadă. 32 minute, probabil, cât am mai vorbit. Tare. Merge? Stai puțin. Merge? Și încă ceva. Da. Înainte ca... Au fost acum, eu am avut o bancnotă, el una, încă una, da? Da. Poate lumea jur că cred... nu știam că atâția colegi da, au câte un dolar în portofel. Exact, da. M-ai ajutat să aflu multe despre ei? Dar am făcut o predicție la mine în bio pe Instagram. Da. Și dacă intri pe pagina mea în descriere... Ia intră, mă. Cristian, și intră să o șartăm. Da. Dacă... Pe ce? Pe? Cristian, pe Instagram. Pe Cristian Instagram. Underline Pestriț. Sau underscore. Bine. Vezi ce fotografii găsești, că Cristian mai pune și niște văzut? Fotografii interesante. Ultimele trei sunt... Stați puțin, nu, acum nu vă bazați pe mine că... Te-ai conectat? S-a schimbat parola. Dar poți să intri tu dacă vrei după Cristian, telefon, păi stai că intrăm, nu vreau să fiu arta. Cristian Pestrițu. Da. Nu, stai un pic. Stai o secundă că o arătăm și la televizor. Perfect. Deci ultima ta poză, da? Nu, la descriere am scris mai multe chestii. Ce sunt eu? Close, magician, traveler, bla bla, da? Și mai am scris ceva la bio. De azi dimineață mi-am modificat biografia și sunt... E altceva scris acolo. Hai că vedem imediat. Hai să luăm asta de aici ca să eliberăm asta, că o să mai avem nevoie. Te-ai conectat? Da, da. Ia să vedem. Cristian, liniuță jos, Pestrițu, oameni buni, puteți să-i dați follow pe Instagram și haide să vedem. Așa, bun. Și unde, ultima poză, ai zis? Nu, la descriere. Nu, descriere. A, la descriere. Ia, păi dă-i pe televizor. Ai un număr, vedem. Da. Un număr, zi-l tare, te rog. Mărește puțin aia, Radu. Nu merge. Merge, mă, 50, nu merge. Poți să-l citești tu, dacă, dar nu se vede aici pe monitor? În spate? 905-228-75. Aceeași serie cu seria de la... Cu bagnota mea. Ok. Ah, uite, așa, dolarul l-a primit. Aici. Dolarul l-a primit de la tatăl tău? L-am de la tata care l-are de la un prieten de familie, din New York. Mă rog, venea din America și ne mai aducea chestii. Wow, ai și tu? De tare. Are și plan, ai și tu un dolar la tine? În mașină. Nu cred, deci dacă tu ai un dolar la tine în mașină, de... Deci tu ai un dolar în mașină și tu? Bă, nu vine să credeți toți sau... Mă simt prost! Dolarul norocos! Să mă iertați, dar mă simt prost astăzi! Adică toți aveți în portofel câte un dolar? Până vine el cu dolarul, vreau să... Mai fă ceva. Ceva cu cărți, hai să vedem. Doctore, să-mi spui dacă și tu ai un dolar în portofel... A, mă, iată! Vorbim la alt nivel! Doctore, dar ai și tu chestia asta să ai un dolar în portofel? Exact, da, să-l păstrezi. Hai să, o să mă mut eu între tine și Ciucă, o să, da, stai aici momentan, că tu ești primul. Toate sunt diferite, am deci arată-le celor de acasă. Hai să vedem, da, hai să vedem. Stai un pic, că vine plantă, vine o plantă pe aici cu portofelul, ia. Vine-o puțin încoace, la televizor, poftă mare. Cum o să ne, tu ne-ai dolar? Are mai mult și el, sigur. Nu, cum să ne-ai dolar? Tu l-ai dar pe ăla, mă. Voi ați făcut o manevră și aveți toți câte dolari în portofel? Așa o să crea de toată lumea are, tu n-ai? De unde l-ai pe ăsta? Gata, am show acum, mersi. Dar de unde l-ai? De la... New York. Da, un prieten din New York, da. Pe bune? Da. Eu spun și cum îl cheam. Bun. Hai să vedem. Hai să trecem puțin la cărți, că asta cu bani nu-ți plac. Bă, dar mi s-a părut foarte interesant. Zim. Zim stop unde vrei tu. Stop. Și hai să luăm prima carte asta. Hai să o vadă și acasă. Da? Dă-mi un autograf aici, că după aceea o vând pe eBay, văd eu. Cătălin. Bun, perfect. Asta. Hai cu mine, dă-i ăsta, să o amestecăm. A, stai să o vadă și dacă am... Da, bun. Amestecăm cărțile și așa. 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 Te rog, vreau să faci același lucru, îmi spui stop și ne oprim unde vrei tu, da? Stop. Bun, hai să luăm și cartea asta la altă. Hai să o vadă. Unde? Aici, da? Băi, nu pot să cred. Semnează tu, te rog. Oamenii mesaje că au dolari, cât un dolar în portofel. Da? Da. Bun. Și o să iau, cartea ta o să iau și o să o pun aici sub tabletă. Hai okay. Să se vede. Perfect, o acopăr. Cătălin, cartea ta e ușor de recunoscut pe față, că nu mai există alta, că ai semnat-o tu. Da. Dar pe spate, nu o recunoști, că n-am scris nimic. Unde crezi tu că e cartea ta? O să le mai amestec un pic. Opa. Te rog să-mi spui stop. Unde? Sau, de fapt, ia-o. Cum zici tu?
ia una de aici, care vrei tu, ca să... dar nu te uiți la ea, o pui doar pe masă. O pun pe masă aici, da. Bun. Și acum fii atent, o să fac asta. O să iau cartea de aici și o să o pun aici. Du-te, bă, deci. Și asta o acopăr că nu ne mai trebuie. Deci acolo acum, dacă acea carte a ta e aici și au făcut schimb, ar fi impresionant? Ar fi. Hai să vedem. Ridică tu tableta momentan, eu nu vreau să o ating. Și ce carte e? Hai să vedem. Doiul de treflă, al tău, nu? Da. Arată puțin la cameră așa. Da, hai să vedem, să așa, să vedem. Doiul de treflă, dar pe spate. Hai să vedem. Nu cred așa ceva. Hai să vedem pe spate. Și vezi dacă sunt lipite sau ceva sau dacă e o singură carte, te rog. Poți să lipești doi oameni așa? Ciucă, hai că avem o discuție și, cu el. Și ca, și ca, să, nu vă, ca să nu vă certați, că e păcat, tu păstrezi jumătate cu semnătura lui și tu păstrezi jumătate cu semnătura lui. Bă, cum ne-a făcut. Bă, Cristi, e foarte tare. Cristian Liniuță, Pestrițu, oameni buni. Poți să faci treaba asta și cu suflete, nu doar cu cărți. Mai greu. Da? Nu mai putem să vedem. Radu, la ce te referi când te referi să facă cu suflete? Aveam pentru un prieten. Ai sufletul rupt? Nu. Bun, senzațional, pe cuvânt. Bravo. Frumos. Deci tu ai un dolar în buzunar. Tu ai dolar în buzunar. L-am din liceu. Și tu ai dolar în buzunar? Ai la tine? Ia mă, Dene, bă, de ce ești nebun? Băi, nu cred. Deci nu pot să crede. Și tu ai un dolar în buzunar? Și Raluca are. Și Raluca are. Ia mă. Uite, cred mă, că sunt mai mulți care au decât care nu au. Ia să vedem. Raluca, și tu ai, unde ești? Ia, unde ești? Ia vino. Ia vino încoace. Vino, Raluca. Deci nu vine să cred. Toți colegii mei au cât un dolar în buzunar. Te duci să-ți iei portofelul? Aproape. Planta are și el un dolar în buzunar. M-am simțit prost azi la emisiune. Toți oamenii au dolari în buzunar. Cu un dolar. Ia, Raluca, vine un pas, stai să te vadă la cameră. Deși tu, un dolar, ia uite-o. Și e vechi, împătărit. Plantă și tu ai dolarul. Normal că am Nicolaina, și dolar. Nicolaina, dă-mi și mie că am făcut 5 dolari azi la emisiune. Foarte tare, mulțumim mult de tot, e senzațional. Cristian Liniuță jos, Pestrițu, stai că nu mai știu mai cu bani. Ăsta e al Raluca, ăsta e al... Băi, ești nebun. Tu ai ridic. Eu am jumătate de dolar. Serios, rupt cu un prieten. Îl ținem de ani de zile. Foarte tare. Omul cu magia, Cristian Pestrițiu, merită toate aplauzele. Senzațional omul.